Zeama probabil este una dintre cele mai cunoscute din bucătăria moldovenească. Este binevenită atât pe vremea rece, cât și pe caniculă. Nu degeaba la moldoveni se spune că aceasta te trezește la viață. Chiar și în meniul unor restaurante dintre cele mai rafinate, aceasta va ocupa un loc de cinste. Pentru a găti o zeamă autentică, cu un gust savuros, am câteva sfaturi. Sunt niște reguli principale care le-am ochit de la mama, bunica, dar și din propria experiență. 1 la mână. Carnea de găină trebuie să fie exclusiv de casă. Înainte de fierbere se va lăsa în apă rece minim jumătate de oră. După care se adaugă în apă clocotindă și se fierbe la un foc mic. Imediat după spumare, vom adăuga condimentele. Esențial la zeamă este bulionul, care este obținut prin fierberea cărnii la un foc foarte mic, alături de condimente. Eu o fac fără capac. Doi la mână sunt tăiței pregătiți în casă. Pentru a obține un gust cât mai autentic, am folosit ouă de casă. Vom tăia cu mare ușurință tăiței doar după ce am zvântat foile bine. Și vă recomand să-i tăiați de o lungime potrivită, cam 2 cm, atât cât să încapă în lingură. Zeama, tradițional, se spune că se face doar cu tăiței, fără cartofi. La noi în zonă însă se pun și cartofi. 3 la mână, pentru zeama autentică cu un gust ușor acrișor, vom folosi doar borș acru de casă. Apoi, după câteva minute, vom arunca în ploaie și tăiței. Imediat ce s-au ridicat la suprafață, vom opri focul, vom pune capacul și vom aștepta 5 minute. Abia după asta vom adăuga verdeața, pătrunjel și leuștean. Poftește și tu, moldovenește!